Cluj-Napoca devine încet, încet un rai al gurmanzilor rafinați și al celor care știu să aprecieze o mâncare gătită corect, făcută din ingrediente de cea mai bună calitate și servită impecabil. În centrul orașului a apărut și a crescut odată cu pretențiile consumatorilor Dapino. Nu este doar un alt restaurant, ci un concept foarte interesant, care a înglobat în rețeta sa unică și un butic gastronomic. Aflăm de la Ana Maria Dragoș, managerul Dapino, care este relația clujenilor cu mâncarea de calitate. Nu putem să vorbim despre gastronomie și despre evoluția gastronomiei fără să facem un pit stop la un butic gastronomic. Bine te-am găsit, Ana. Spune-mi, te rog frumos, de ce era nevoie de un astfel de butic în Cluj-Napoca? Bine ați venit. Bine te-am găsit din nou, Alexandra. Un butic gastronomic pentru că nevoile clujenilor trebuie să fie satisfăcute. Clujenii trebuie să fie educați din anumite puncte de vedere. Și cei care călătoresc foarte mult și vor să găsească produsele similare celor din Italia sau, de ce nu, mult mai bune decât cele care le-au găsit ei, să le găsească în Cluj, într-un concept care reunește cele mai bune produse care noi reușim să le furnizăm clienților noștri fideli și pe care le îmbunătățim și facem o cercetare continuă pentru a le satisface nevoile. Vorbește-mi, te rog, puțin despre educația și mai ales despre cât de mofturoși sunt clujenii, cât de cârcotași când vine vorba de cusururile produselor. A fost un început de pionerat, pentru că ceea ce facem noi, în sensul că suntem doi în unu, poți să și mănânci, poți să și duci acasă mâncarea, poți să și cumperi produsele de la vitrină. Și atunci, la început, au fost destul de reticenți, pentru că nu se regăseau. Era un spațiu nou, atipic, în care nu erau familiarizați să și consume, să și cumpere. Dar, în ultima perioadă, se simt foarte natural și foarte confortabil. Și tocmai faptul că au oportunitatea și de a cumpăra și de a mânca, îi aduce și readuce la Dapino. Butic gastronomii, nevoii, sunt și cârcotași, sunt și ușor de mulțumit. E un melanj foarte ciudat ceea ce privește gustul clujeanului. Îmbunătățim zilnic, săptămânal, pentru a-i satisface. Avem clienți care revin, așa cum ți-am spus, permanent și ne bucură acest lucru pentru că știm că facem o treabă bună și îmbunătățim și în funcțiile de solicitările lor. Acum e destul de facil să zbori în Italia, însă e foarte interesant că aici găsești un colț de Italie la câțiva metri de centrul Clujului. Da, este ușor să zbor, dar este foarte greu să găsești produse de calitate și de o calitate superioară până și în Italia. Sunt producători mici ascunși, care, dacă nu sunt cunoscuți și nu sunt promovați, rămân la nivelul local al lor. Noi avem norocul și șansa de a fi aprovizionați, ca să folosim un termen mai vechi, de către un furnizor care face cercetare, face analiză și caută cei mai buni mici producători și atunci, practic, hub-ul ne oferă cea mai bună calitate în materie de marfă. Italia e mare, are o diversitate foarte mare de produse, dar trebuie să ai produsele tradiționale și corecte din punct de vedere al sănătății noastre. Italia este foarte bine marketată prin pizza, dar știu că tot aici în Cluj există un produs, hai să spunem, superior pizzei. Bine știu? Da, este o noutate pe care noi de mult o încercăm să o aducem în micul nostru colț. Cererile ridicate privitoare de pizza tradițională ne-au făcut să căutăm un produs special, care să fie special așa cum am fost noi de la început. Astfel că am adus o nouă rețetă de pinsa romana, tradițională, provine din zona Romei, care este specială și deosebită față de pizza tradițională, deoarece are o făină specială care o face să fie mult mai sănătoasă, conține 4-5 cereale în funcție de sortimentul de făină pe care îl alegem, făină dietetică care ne ajută și pentru
digestie și pentru sănătate și astfel îmbunătățim modul de a savura o pinsa. Mai devreme l-am auzit pe Francesco, favorit în bucătărie. Da, da, a revenit la noi. Mă duci până la el? Bineînțeles, cu mare drag. Francesco Favorito este unul dintre șefii italieni care a adus mâncarea la rang de artă și a ajuns să se specializeze pe o zonă pe care mulți au ocolit-o, aluaturi fără gluten, iar pința a fost o provocare datorită complexității și totodată simplității preparatului. În bucătărie nu era doar Francesco Favorito, ci și invitata sa. Bine te-am găsit! Spune-ne, te rog frumos, ce este pința? Buongiorno. Bună ziua! Mă numesc Filomena Rizzi, vin din regiunea Romei, Frosinone mai exact. Pinsa romana are origine antice, mai exact din perioada lui Virgilius. Este o focaccia făcută de populațiile străvechi, care veneau din afara Imperiului Roman, fiind alăturată diverselor tipuri de mâncare. Țăranii utilizau în producerea ei un mix de cereale, grâu, mei, soia, cereale în general produse de către ei, adăugau sare și ierburi aromatice, după care o prăjeau pe cărbuni încinși. La debarcarea pe coasta Lazio, Enea, alături de comandanții săi, o foloseau alături de mâncarea consumată de către ei. Pinsa vine din latinul pinsere, care înseamnă a atinde, a alungi. De fapt, pinsa romana are o formă ovală, rectangulară. Minunata idee de a aduce pinsa romana în Transilvania a venit aproximativ cu o lună și jumătate în urmă, când i-am cunoscut pe Adrian și Ana, începând împreună această experiență. Pinsa romana este o marcă înregistrată de domnul Marco Corrado, care a creat mixul de făină după o rețetă secretă. Orez, soia și făină de grâu tip 0 măcinată pe piatră. Și ce e mai important la un aluat decât făina sau combinația de făinuri? Discutăm de lievito madre, drojdia mamă. Sunt total de acord referitor la calitatea făinii. Restaurantul Dapino, primul în Transilvania, care utilizează această tehnică. Suntem obișnuiți să mâncăm făinuri grele, astfel crește nevoia de a consuma mai multă apă. Digerabilitatea ridicată a produsului ne permite să avem confortul unui indice glicemic optim. Uneori, după jumătate de oră de la servirea mesei, se instalează starea de somnolență, dar după pința nu se întâmplă acest lucru. Beneficiile totale? Digerabilitatea ridicată, timpul de dospire de până la 150 de ore, care permite proteinelor din făină dezintegrarea totală, devenind practic solubile. Acesta este un lucru foarte important pentru organismul uman. Să ne amintim faptul că artizanul acestei rețete, marcă înregistrată, cu un succes teribil în Italia, folosește mixul de făină și orez. Concluzia, ingrediente bune, simple, de înaltă calitate, pe care le găsiți la Dapino. Dico sempre buon appetito a tutti. Nu putem să vorbim despre gastronomia din Cluj-Napoca fără să amintim de un eveniment care se va desfășura foarte, foarte curând. Vorbește-mi, te rog, Claudia, despre Foodissimo. Foodissimo va avea loc în data de 28 iulie, aici pe parcarea din spatele nostru de pe strada Universității numărul 8. Va fi un prim eveniment gândit conceptual ca un eveniment de bun gust, de fine tasting. Ne-am asociat la acest eveniment și cu marele maestru al Nailului Nicolae Voiculeț. Astfel, cum dumnealui este un ambasador al muzicii pe plan internațional, dorim și noi să devenim ambasadori ai bunului gust și al gastronomiei la nivel național și, de ce nu, internațional. Pe mine mă intrigă puțin ideea să mă duc să iau masa în parcarea aceea. Ce veți face? Cum o veți amenaja? Parcarea va deveni o oază de verdeață. Se vor aduce pomi, flori, va fi transformată radical, vor fi puse mese pentru mese de 10 persoane, de 4 persoane, vor fi mese standard, vor fi scene, baruri. Evenimentul este gândit până la cel mai mic detaliu, astfel încât să oferim
clienților noștri o seară de neuitat. Seară de neuitat cu muzică bună, dar veți avea și mâncare? Bineînțeles, acesta este și principalul concept al ideii de Foodissimo. Mâncarea va fi, este gândită deja de către bucătarii noștri. Vor fi două pachete pentru cei doritori, un pachet la mesele standard cu un starter și un pachet format din trei feluri de mâncare, un starter, un meniu principal, care va fi o adevărată surpriză și recomand tuturor să vină să încerce, și un desert făcut la noi de cei mai buni patiseri din oraș și de asemenea vor fi și vinuri de bună calitate, o să avem prosecco de cea mai bună calitate. Așteptăm pe toată lumea să vină să deguste din bunătățile noastre. Oare poți să ne spui așa cam ce veți avea la felul principal? Va fi o delicatese, promit, de cea mai bună calitate, dorim să fie o surpriză. Chiar m-ai făcut curioasă. Te invit să vii să guști, neapărat. Bucătarul nostru, de fapt bucătarii noștri, pentru că au lucrat toți împreună, au gândit meniul foarte atent și o să mergem pe partea de fine dining. O surpriză culinară, o adevărată delicateză culinară. Claudia, abia aștept să văd ce ne-ați pregătit. Sper să ne întâlnim în 28 iulie aici în parcare.